În jurul anului 1930, o creatură mică care cauzează 80 de morți anual și-a croit drumul în America de Nord. Găsindu-se în numere foarte mari, este aproape imposibil să scap de ele. Țara lor de origine este Argentina, însă, din cauza transportului pe apă, această insectă s-a răspândit până în SUA, China, Taiwan, Noua Zeelandă și Australia. În Europa nu se poate întâlni această specie de furnică, dar există o rudă a sa, furnica de foc europeană, Myrmica rubra lineus, și aceasta este înarmată cu un ac și venin, însă nu la fel de puternic. Au! Munții Bucești sunt unii dintre cei mai înalți munți din România. Fiind o comoră naturală, aceștia adăpostesc o multitudine de specii de plante și animale, printre ele numărându-se floarea de colț, vulpea, ursul brun și insecta despre care vom vorbi astăzi, furnica de foc europeană. Myrmica rubra, cunoscută ca furnica roșie comună sau furnica de foc europeană, este o specie de furnică din genul Myrmica. Se întâlnește în Europa și în unele părți din America de Nord și Asia, unde este o specie invazivă. Este roșie, cu niște pigmenți negri pe cap. Aceste furnici trăiesc sub copaci căzuți, sub pietre și în sol. Sunt agresive, atacând în cele mai multe cazuri în care oamenii dau de ele. Au un ac cu care pot înțepa, însă nu au abilitatea de a împroșca acid formic ca genul Formica. Furnicile de foc europene pot înțepa de mai multe ori. Aceasta produce o senzație de arsură, mâncărimi, pustuli și foarte rar moartea. Era o zi frumoasă, însorită. Coboram de pe pășunea alpină a Bucecilor pe traseul montan Jepimari pentru a ajunge în orașul Bușteni. Priveliștile erau minunate, iar păsări de munte se auzeau cântând în copaci. Mă uitam pe unde calc pentru a nu mă accidenta. Un mic punct roșu de pe marginea drumului îmi atrage atenția. O furnică de foc europeană. Atunci încep să o filmez deoarece m-am gândit că ar fi interesant să aflați câte ceva despre această rudă a furnicii de foc din America de Nord. Am luat-o în mână pentru a o filma mai de aproape, apoi am realizat că ar fi o idee destul de bună să o adaug la indexul meu de durere pe care l-am început nu demult, așa că am plasat specimenul pe antebrațul meu stâng pentru a începe experimentul. Iată cum au decurs lucrurile. Nu aveam pe nimeni care să filmeze experimentul, așa că a trebuit să filmez totul de unul singur. Îmi pare rău dacă calitatea videoului nu este foarte bună. Au. După ce am eliberat specimenul, am început să filmez efectele înțepăturii, prima dată la 5 minute, apoi la un sfert de oră, iar într-un final la o oră. După cum se poate observa, după ce a trecut o oră după înțepătură, antebrațul meu s-a înroșit și mă mânca foarte tare. Însă, nu erau prezenți pustulii, iar umflăturile din primele 5 minute dispăruseră. În următoarea dimineață, am găsit în parcarea hotelului unde eram cazat un mușuroi de furnici de foc europene. Atunci, mi-am dat seama că ar fi cazul să-mi duc experimentul până la capăt. În acest container se află câteva zeci de furnici de foc europene, cea mai apropiată relativă a furnicii de foc din America de Nord, o specie invazivă. Ați văzut efectele la o singură înțepătură, iar acum
deoarece această specie trăiește în colonii destul de mari de câteva mii sau milioane, dacă nu cumva miliarde de exemplare, și se întâmplă în general dacă o să calci într-un mușoi de furnică să fii înțepat de mai multe, voi fi înțepat de de toate aceste furnici. Începu deja să înțepe. Au, fix între degete. Ideea este să stau aici în jur de 60 de secunde sau mai mult. Nu zic că este extrem de dureros sau altceva, doar că doare puțin. Sunt foarte multe în locul acela unde am pus maldărul acela de plante. Și acolo este, acolo sunt înțepat cel mai des. Iar între degete doare cel mai tare în momentul de față. După ce mi-am scos una din container, am început să le filmez efectele, la fel cum am făcut și la primele înțepături. Mi-am scos mâna din container acum vreun minut, iar acesta e locul în care am fost cel mai mult înțepat. Aici se va umfla cel mai rău, cred. O să vedem ce o să se întâmple. Au trecut 5 minute după ce mi-am scos mâna din container. Umflăturile nu sunt foarte mari, trecut o oră de la inițialele înțepături, iar acum mâna este puțin mai roșie în locul acela unde a fost înțepat mai mult.